În cadrul ședinței de Consiliu Județean a fost adoptat planul de administrare al aeroportului, prezentat în aceeași formă ca la ședința de luna trecută, când a fost scos de pe ordinea de zi, la cererea consilierilor PNL și PMP și în lipsa mai multor membri ai coaliției majoritare. Ieri însă, corecturile au fost făcute ad hoc, iar proiectul a trecut doar cu voturile celor de la PSD, ALDE și UNPR. Consilierii PMP s-au abținut, iar cei de la PNL nu au participat la vot. Președintele aeroportului a anunțat că, la ședința următoare a CJ, va prezenta un raport cu neconformități constatate la aerogară începând cu anul 2013.